deși propusă spre eliminare, Larisa are parte și de vești bune în casa mireasa. Larisa, în urma task-ului de ieri ai câștigat un date cu unul dintre băieți. Gândește-te cu cine vrei să mergi mai dimineața la date și comunică la cameră. Hai, acum să te văd. Aha, ți-am pus întrebarea asta de 100 de ori. Deci, dar ce e atât de gândit? Gândește-te. Dar ce e atât de gândit? Dar ce e atât de gândit? Hai la camera. Nu pot să fac chestia asta. Cu cine vrea Larisa să meargă? Nu pot să fac chestia. Cu cine vrea Larisa să meargă? O să mă gândesc, mă duc să fumez o țigară și mă duc. Și în ciuda insistențelor copilărești ale doamnei Dana, Larisa are nevoie să-și cântărească bine decizia. Alege pe cine vrei, alegerea ta. Nu te lăsa influențată de mama Dana. Nu mă las influențată de nimeni. N-ai văzut că și în joacă se supără lumea, dacă te joci. Dar nu înțelegi că ei mai sunt împreună? Cum? Nu. Și Leo astăzi în emisiune a părut că e alături. Păi, o fi părut. Dar cât crezi că durează? Ce era să facă? Să oprească, că am zis eu? Prea te iubești, te iubești. Nu cred că... Larisa, comunică numele celui cu care vrei să mergi la date. La care camera? Sunt tulburată, pulberizată. Cine te tulbură? O să mai câștig date-uri. O să mai câștig date-uri. Dar să faci ce vrei și ce simți, numai... Că după aia o să apară alte discuții mai urâte. O să am date-ul cu Robert. Mulțumesc. Îmi place de el, e bună. Este singurul băiat cu care rezonez în momentul de față, adică mă distrez și e singur. Figurantă. Dacă figurantă ar fi lume care nu ar fi în cuplu, poate aș încerca să fac altceva. Se schimbă alegerea. Dar tu așa ieși în viață, renunți așa pentru altul? Câteodată. De ce? Eu o să pierzi în viață, o să ajungi bătrână și singură. Și tristă. Nu-ți place, cine nu riscă nu câștigă, Larisa. Așa sunt eu. Fiași. Tu pui înainte pe altul, înaintea ta? Cum vine asta? Pune-te pe tine și pe altul. Nu pot să mă arunc așa, nu știu, nu pot. Mă, mor pe aia, nu-mi place Robert, nu-mi place Robert. Păi, dar și cu cine sau cu altcineva de ei? Cu cine? Cu Aron? Cu Leo. Andrei, nu, cu Leo nu, fiindcă este într-un cuplu. Și nu am chef. Chiar dacă el este prietenul meu, acum văd că nu mă mai bag în seamă de când e cu Nora. Nu prea mă mai bag în seamă și nu mai pot să mai am nimic. Nu, mai trebuie și nu întrebai ce ai. Dar ți-ți place de el? Mă, mie nu-mi place de Leo, adică, nu știu, eu am zis că arată bine. Eu am zis că vreau să-l cunosc. Dar da sau nu? Dar nu știu, nu-l cunosc. De, nu, eu am zis că din casa ta nu am avut cu nimeni acel wow. Mă înțeleg? Că eu am nevoie să cunosc omul. Dacă eu mă duc la date cu Robert, nu înseamnă că îmi place de el, nu înseamnă că vreau să formez un cuplu cu el, nu înseamnă nimic. Este singurul băiat din casă care acum nu are cuplu, cu care... Când am fost la date, am simțit bine, că am râs, că e glumesc, că un altă și cred că o să mă distrez cu el la date. Ce să mă duc? Cu Andrei ca să mă întrebe dacă am mâncat caviar sau dacă am mâncat nu știu ce, să mă enerveze? Asta te întrebe? Ce să mă duc? Cu Aron despre ce să vorbesc? Despre Alexandra și despre bunica? Nu mă duc, fiindcă mi se pare o pierdere de timp. Dacă nu mai sunt băieți singuri, ce să fac? O să trebuiască atunci să aleg poate pe cineva dintr-un cuplu, cu cineva cu care rezonez. Dar nu mă duc cu cineva care este în cuplu. Te duci cu cineva care ți-e și prieten. Și măcar să te simți bine, dacă totuși are cuplu, măcar să te simți bine. Întâlnești cu cineva random, ce? Așa. Păi și ca ce? N-ai văzut acolo când m-a luat cu... Da, zic că nu s-a spărat. Așa a zis ea? Mm-hmm. Bun. Și Leo l-am întrebat așa și a văzut aceeași chestie ca mine. Că a zis că după n-au vorbit despre, dar în momentul de față, în momentul ăla s-a supărat. Adică i-a picat fața. Așa zic că nu. A fost înregistrată, să se pune. Nu, bă, eu eram acolo. Și după aia nici măcar n-au mai vorbit despre asta. Eu nu sunt chioră, tot. Eu cred că fiecare femeie vede. Și femeia care este geloasă, de exemplu, că eu, în mod, sunt mai geloasă, îmi dau seama dacă a fost din asta o stare de gelozie sau nu. Mă înțelegi? Oare ce față ar fi făcut dacă alegeai Leo? Într-adevăr, pe Leo nu l-am cunoscut atât de mult, fiindcă nu prea am avut atâtea încât să vorbim nimic despre el, nu știu nimic despre el. Detaliile despre Nora de ieri din emisiunea Mireasa au devenit repede subiect de discuție, ce pare să le aducă și mai aproape pe doamna Dana și pe Larisa. Cum n-ai, mamă? Adică spune în față atâtea dovezi, pare un trecut de... Mi-e frică să mă gândesc și... Tu te mai gândești? La ce te mai gândești? Vrei să te mai gândești, nu? Da. Nu mai supor, gata, păi, faci joc de mine.
Îmi zici mie că eu respect familia, că vii cu vrăjeală de asta de copii mici la mine. Nu mă interesează, Larisa. Nu știu ce îl vrăjește, ce îi face, ce e aia, dar e trecută femeia prin viață și știe ce să facă. Da, eu de exemplu nu știu să duc. Du-te că ai 30 de ani, mâine, poi mâine, du-te și ia-ți moșii tăi, nu veni aici pe capul la copilul meu. Am vrut să fiu doamnă, dar când e vorba de copilul meu, deja se... Nu i-am zis nimic, fiindcă eu sunt de acord cu tine. O să o întreb cum se simte. Și o să-i spun că eu sunt de părere cu tine, că îmi pare rău dacă se simte prost, dar eu sunt de părere cu tine și eu te susțin pe tine. Adică... Ea, dacă a avut-o pe ieri să-mi zică că ea merge mai departe peste mine, tu îți dai seama? Tu nu vezi că nu știi cu cine stai de vorbă în ziua de azi? Stai cu mine aici la vrăjeală și după aia uite cine ești, de fapt. Cum se vede? Cum crede ea că așa acceptau eu vreodată în viața ei? Nu știu, și trăiește-ți viața în continuare, că i-a prins slăbiciune. Mamă, dacă știi că-ți nerveam acum... Nu imaginez. Nu vreau să știu ce se întâmplă dacă... Dacă știi ce e în suflet meu. Ce să continue, că n-are cum, că dacă ți-ai învârtit familia pe mine, nu mă învârs fetița mea. Cu mine nu-ți mergi. Dar nu înțeleg cu ce e atași familia, că nu atași nimic, adică... Interesez. Pe cine atac, pe cine atac, chiar nu mai mă interesez. Interesez de copilul meu și atât. Dar cum am avut eu curaj să intre în emisiunea asta? Nu știu cu trecutul ei. Chiar nu știu. Nu știu. Și tu? Eu, băiatul, îți dai seama să se dea la leu? Stai cu mine de vorbă atâta și pe aia faci ce faci? Vezi că nu te accept, nu te... O dau frumos. Că ești o, că e aia, că e aia. Tot nu, 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 tot, tot, tot. Și tu tot continui. Cât să fii de... sec la cap. Eu de când am făcut cuplu, eu ți-am zis că am rămas șocată. Păi eu nu. Și n-am încercat și să spun că nu, șocată. Că nu vreau, că nu știu ce, că nu. Eu i-am tot spus, eu i-am tot bătut apropo. Dar eu cred că ce-a dat seama. Ea are experiență, Larisa, nu dai seama. Capricile iubirii. Leo, ce părere ai de ce ai văzut? Sincer să fiu, nu mai am nicio părere. Am avut astăzi o discuție și în live și între pauze și cu Larisa și cu mama și consider că... Da, da, cumva tu ai acuzat-o pe Larisa, așa că s-a băgat... Da, și îmi susțin ideea, adică consider că... Da, mai devreme a... și ce-a făcut mai devreme, că ai văzut, doamna Dana tot îi spunea într-un fel sau altul, du-te cu Leo la întâlnire, du-te cu Leo la întâlnire. Și ea cu toate astea a zis, mă, nu pot să fac chestia asta, nu pot. Într-adevăr, dar poate doar în acel material, nu știu, probabil. Eu am văzut chestia dar asta... care sunt lucrurile? Spune-ne așa, bă, direct. Punctual. Care sunt lucrurile de care tu o acuzi pe Larisa? Care sunt? Consider că ea cumva a intervenit în când? Chestia asta acum, recent, în ultimele 2-3 zile. Pentru că eu am câteva zile, într-adevăr, în ora, cred că... o săptămână, ceva mai mult de o săptămână și nu s-a întâmplat nimic. Mama a fost ok, n-a avut nimic de zis. Leo, la telefon este și una dintre prietenele Larisei. Bună seara, Alina. Bună seara. Te rog. Alina, Alina la telefon. Da, da. Te ascultăm, Alina. Nu-i recunosc vocea. Hola, amor. Alina! Da, mi-e bine, da. Am sunat astăzi, a fost o zi foarte foarte emoționată, supărată, nu știu, o grămadă de sentimente acumulate și am simțit nevoia și eu, adică prin toți care o iubim pe Larisa, să intru să vorbesc, pentru că situația de astăzi a trecut toate măsurile posibile. Hai să trecem la subiect. Hai să trecem la subiect. Trecem la subiect. Bine. În primul rând e faptul ce a vorbit Leo. Deci e o chestie, la asta mă refeream că e trecută de măsură. În faptul, pentru tot ce i s-a întâmplat lui, să facă așa ceva cu Larisa. El nu se gândește că sunt niște persoane care o iubesc, care o văd, părinții ei să spună și să zică așa lucruri, în sensul ca și cum ea nu e nimănui. Adică ea e trăită aici în Spania, nu înseamnă că are tot dreptul să o trimită în Spania. Ea e româncă, la fel ca și tot de acolo. Adică ea are tot dreptul să fie în acea emisiune. Și în primul rând, adică el face niște chestii în care nici nu e adevărat. Adică Larisa n-a făcut nimic în afară decât să o susțină pe mama lui.
altă chestie foarte interesantă, adică tu susține mama, o sprijină, că n-a făcut-o cu persoana iubită, asta de la l-am deranjat pe el? Eu chiar nu pot să înțeleg, suntem foarte supărați pentru faptul cum a vorbit cu ea și cum Larisa. Altă chestie, nu ne-a plăcut, adică Larisa, ce faci, amor, ce faci, apără-te, drag, draga mea, nu poți să faci așa. Adică ce a spus Leo e de nemăsurat, deci nu se poate așa ceva. Tu ești o fată crescută în Spania de 8 ani, ai nu înseamnă că tu trebuie să fii jignită. Părinții tăi de-aia au venit aici în Spania ca să ajungă Leo. Da, a sunat s-o certați pe Larisa? Și pe normal, deci Alina, stai. Acum. Alina, stai liniștită că nu mă interesează. Eu știu că nu m-am băgat niciun, dar eu aici, susțin. Larisa, te rog frumos, nu mai spune cuvântul nu te interesează cât ești în emisiunea aia, că dacă nu când ajungi în Spania, eu te iau de păr. Serios să spun. O să vă rog să aveți grijă la limbaj. Da. De serios, Larisa, nu pot să înțeleg. Nu pot să permit așa ceva. Eu știu că ești o fată respectuoasă. Eu știu că încerc să te înțelegi cu toată lumea. Vreau să-i spun ceva lui Leo. Las pe Larisa deoparte. Bine. Leo, ție ți-ar convine cineva care nu te cunoaște, adică tu nu o cunoști pe Larisa în afară de ce s-a întâmplat acolo în casă, da? Ți-ar place ca cineva să zică, mamă, să te trimeată la tine? Adică cum te-o trimeți în Spania și pe tine poate să te trimeată lumea de unde ești tu, nu contează. Deci ai spus niște lucruri fără, tu ce material ai văzut așa grave? Pentru că noi ăștia de afară nu le-am văzut. Și eu cred că cei din emisiune îți spuneau materiale mai grave dacă erau să fii puse de Larisa. Ok, hai să-l ascultăm și pe Leo, că dumneavoastră v-a spus punctul de vedere. Leo. Da. Deci la faza cu Spania, Larisa și-a exprimat dorința de a merge înapoi în Spania, nu eu am trimis-o acolo. A spus că dacă pleacă de aici, pleacă direct în Spania. Dacă își găsește un iubit, se întoarce direct în Spania. Nu am trimis-o niciunde, nicăieri. Dar, ascultă-mă, nu te pot justifica, pentru că... Nu mă justific, asta am crezut. Ai zis și alte chestii, că cum dansez eu și un alta. Uite, da, ies în camere 3 ori pe săptămână, 4, care e treaba ta. Da, am spus și mi-asum lucrurile. Și nu sunt singura care dansează. Dansezi bine, e treaba mea. Am spus lucrurile astea. Mi-am cerut scuze pe Antena Play, mi-asum, nu e nicio problemă. Păi ți-asumi, dar tu te gândești, eu ce pe mine chiar sunt foarte curioasă. Cum poți să te încă să te mândrești pentru faptul că prin tot ce ai trecut, tu ce ai găsit-o pe Larisa, mai fără pereche? Ce ai zis, mă, pe cine să atac? Larisa nu e singură, are niște părinți aici în Spania, da? Și pentru toți cei care o judecă că ce și-a făcut și ce nu și-a făcut, vă reamintesc, nu e plecată de 2-3 ani în Spania, e plecată de la 8 ani. Chiar vreau să întreb cine, cum poate să le treacă prin cap la lume? Dar ce și-a făcut? Adică ce e? La ce vă referiți? Vreți să vă spun la ce mă refer? Da. Ce a făcut Leo, pentru ce a zis el, a făcut să se potențieze mult mai mult niște comentarii aiurea care sunt peste tot. Adică, în fine, mă înțelegeți. Da, acum, domnișoara Alina, aș vrea să vă spun un lucru. Comentarii sunt și pozitive și negative. Nu trebuie luate așa doar pe cele negative și să... Eu n-am spus asta, am spus că din cauza lui... Dar nu le citi, Alina, fiindcă eu nu o să le citesc când o să ies de aici în casă. Nu-mi pasă de ce zice lumea de afară. Pe bune, i-am spus și lui mami și lui tati, deci nu băgați în comentarii, fiindcă la lume poate să-i placă de mine și la altă lume poate să nu mă interesează la lumea cine nu-mi place. Nu sunt de astăzi sau de ieri, adică eu nu am sunat săptămâna trecută, eu am sunat astăzi pentru că oamenii de afară au dreptul să judece ce vor ei, bale, eu cu cine putem, cine te cunoaștem, încercăm să te apărăm, dar Leo, doar pentru faptul că el e supărat și doar pentru că ai fost alături de mama lui și că poate ai făcut niște comentarii care și el le face în casă. Am înțeles. Domnișoara Alina, mulțumim mult de tot pentru intervenția dumneavoastră, dar foarte repede. Te pup, te rog frumos să ai grijă să te întâlnești cu mami, să vorbești cu ea. Cari, escuța-me. Ascultă, Larisa, să știi că atâta vreau să zic ție, că te susținem, te vedem, te iubim și să știi că ne place de Robert. Bine, asta e... Apropo!